Luna aceasta, Direcția de Administrare a Străzilor și Iluminatului Public a scos la licitație lucrări ce presupun asfaltarea a 3 tronsoane de drum. Cele 3 loturi fac parte din proiectul ce prevede proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare și reabilitare a drumurilor din Slatina și are o valoare de peste 100 de milioane de lei fără TVA. Deși licitația este online și doar a fost deschisă în urmă cu câteva zile, se pare că deja se cunosc câștigătorii. Nu sunt firme necunoscute, ci firme abonate la lucrările din banii publici. Pe surse am aflat că cele 3 loturi au fost adjudecate deja în spatele ușilor închise de 3 mari firme. Lotul 1 este cel mai ofertat dintre cele 3 și sursele noastre declară câștigătoare firma Sece General Trust Argeș SRL. Aceasta este firma condusă de controversatul om de afaceri din Pitești, Cătălin Spătaru. Cifrele de afaceri înregistrate de acesta arată că este un om bogat și cu influență, dar și cu afaceri ilicite. Nu o spunem noi, ci dosarele în care a fost anchetat de-a lungul timpului. Cele mai importante firme deținute de Spătaru sunt General Trust Argeș SRL și Celi SRL, care an la rând au avut un profit gigantic. Firma General Trust Argeș a făcut multe afaceri cu statul, în urma cărora a încasat sume importante. Multe dintre aceste contracte au fost în Olt. Vorbim aici despre asfaltarea 10 km din drumul comunal 192 din Scornicești pentru 14,5 milioane de lei. Reabilitarea unui drum județean care străbate localitatea Vitomireș pentru 6 milioane de lei. În comuna Colonești, General Trust a realizat lucrări pentru alimentarea cu apă a localității pentru aproape 1,8 milioane de lei. Groapa apărută și reapărută de nenumărate ori pe podul de peste Olt de la Slatina a fost astupată de firma aceluiași om de afaceri, iar lucrarea a costat peste 20.000 de lei. De altfel, în Slatina, General Trust a mai reabilitat o stradă, lucrare ce a costat peste 1,4 milioane de lei. Cătălin Spătaru a visat și la bugetul alocat drumului expres Craiova-Pitești. Anul trecut acesta a depus ofertă pentru construirea celui de-al treilea tronson din drumul expres Craiova-Pitești. În final, licitația a fost adjudecată de alte firme. Așa se face că Spătaru are alte planuri pentru banii publici. În cărți pentru lotul 3 se află și Sece Panadria SRL, administrată de tatălui Adi Barbu, un apropiat al fostului primar Minel Prina și care este un vechi abonat al banilor publici. Până una alta, cei de la DASIP susțin că documentația nu a fost încanalizată, nici de cum nu s-a luat o decizie. Pe surse se aude că deja, deși nu a fost finalizată licitația, deja există câștigător 3 nume. Nu există. Ofertele au fost deschise pe data de 17, sunt în curs de evaluare. Nu există niciun câștigător. Se pare că nici faptul că unul dintre membrii Comisiei de Analiză se numește Mirle Șteanu, același nume cu al directorului uneia dintre firme, nu pune un semn de întrebare. Nici criteriile după care a fost cooptat expertul Alexandra Mihai nu se cunosc. Unul dintre membrii este Radu Mierleșteanu, care se spune că ar fi rudă cu directorul de la General Trust. Au vreun grad de rudenie? Nu, din câte știu eu, nu au niciun grad de rudenie. Pentru corectitudinea acestei licitații vom urmări cu interes situația și vom reveni cu mai multe detalii.